Bună seara, stimații telespectatori, bun găsit la o nouă emisiune sub genericul Cu echipe Pe Tine. Astăzi în premieră, la etalon, după reorganizare un invitat de onoare. Este vorba de inginerul Mircea Gutău, primarul municipiului Râmnicu Vâlcea, pentru care îi spun un bun venit în platoul televiziunii Etalon. Bine ați venit, simate domnule primar. Bună ziua, bine v găsit și vreau să vă doresc de suflet să aveți succes. Mulțumim foarte mult. Stimații telespectatori, astăzi vom dezbate o temă extrem de interesantă și sunt convins că o să vă placă. În comparație cu alți colegi de-ai mei din presa scrisă și audiovizuală, vom ataca o problemă extrem de importantă, împărțită în trei dimensiuni, pe trei paliere. Vom vorbi, atenție, râmnicul de ieri, râmnicul de azi și râmnicul de mâine. Iată ce poate fi mai frumos, mai cald, mai încântător decât această temă extrem de importantă. Cu cine? cu primul edil al orașului al municipiului Râmnicu Vâlcea care acum la 632 de ani de activitate, de existență în scrisul românesc, în analele uh, românești apare în televiziunea Etalon aici primarul municipiului Râmnicu Vâlcea. Domnule primar, în primul rând aș vrea să vă mulțumesc pentru că ați acceptat invitația mea ca să fiți prezent astăzi, ca timp de o oră și jumătate să dezbatem această temă extrem de interesantă. În primul rând, mi-aș permite să vă întreb ceva de personal. Ce faceți și cum o duceți cu sănătatea, pentru că vă văd în permanență într-o activitate extraordinar de intensă. Ce să vă spun? Vreau să mulțumesc Lui Dumnezeu pentru că sunt sănătos tun. Cred că m-a ajutat sportul pe care l-am făcut în diverețe și faptul că am dus în permanență o viață echilibrată. Este adevărat ceea ce spuneți, o zi de servici la mine înseamnă jumătate din acea zi pe teren. Vreau să mulțumesc celor care, celor colegilor pe care îi iau în permanență pe teren și poate de multe ori îi zăpăcesc luându-i non-stop pe teren, pentru că toți colegii din primărie au un rol extraordinar de important pentru mine și vreau să le mulțumesc pentru felul cum se implică pentru munca pe care o depun. Dar am, de exemplu, inspectori regional care îi zăpăgesc în fiecare zi. Ei sunt cei care îmi aduc informația caldă cu tot ceea ce se întâmplă, dacă vreți, în municipiul Vâlcea, Ei sunt cei care sunt interfața dintre primari și, și cetățeni. Și deja cetățenii municipiului Râmnicu-Vâlcea s-au obișnuit foarte ușor, ușor s-au obișnuit și tot timpul sună inspectorul zonali cu orice problemă, iar inspectorul zonali îmi prezintă situația și zilnic mergem pe teren, luăm câte un cartier, vedem ce e de făcut, pentru că și societățile care lucrează se simt impulsionate dacă văd că primarul este în spatele lor și urmărește orice lucrare. Cred că e o metodă extraordinar de bună și vreau să vă spun că în orice moment al zilei am o radiografie, completă, 100%, cu tot ceea ce se întâmplă în Râmnic. Uh, raportat la, referitor la titlul emisiunii, da, mi se pare un titlu foarte, foarte generos și aș vrea aici să încep prin a mulțumi tuturor celor care au condus, tuturor primarilor care au condus municipiul Râmnic în Vâlcea, pentru că, indiferent de uh, luptele noastre politice, indiferent de înțepăturile care au existat sau care există, eu cred că fiecare trebuie să recunoaștem că fiecare și-a avut rolul lui în dezvoltarea orașului și în felul cum arată orașul. Toți, când am venit la conducerea râului, am dorit să aducem ceva, să aducem un plus, unde a reușit, unde n-am reușit, Important este că Râmnicu s-a schimbat foarte mult. Râmnicu este cu totul alt oraș. Iar uh, proiectele care s-au implementat în actualitate, în ziua de astăzi, în acest mandat, sunt uh, fabuloase. Sunt uh, o parte, câteva proiecte pe care le-am preluat de la ceilalți dinaintea mea și pe care le-am dus și le-am finalizat, plus uh, zeci de proiecte care, pe care le-am inițiat, le-am și rezolvat. Și, uh, de ce nu, inițiem, am și inițiat foarte multe proiecte pe care le voi finaliza în uh, mandatul uh, următor. Uh, sunt convins că Râmnicul uh, și. Nu spun doar eu, o spun cei care vin, n-au fost de foarte mult timp în Râmnic și vin și spun că Râmnicul s-a schimbat fabulos și este un oraș de invidiat. Eu personal poate sunt, cum să vă spun, poate sunt țin cu, cu casa, cum se spune. Am fost în foarte multe orașe, chiar în Pitești, chiar în Pitești, chiar în alte orașe, chiar în Ploiești. Mi se pare Râmnicul mult, pe o treaptă mult... Categoric ridicată față de celelalte orașe. Curățenia care există în orașe, oameni sunt foarte stilați, dezvoltarea care a luat amploare, sutele, zecele, miile de apartamente care s-au construit. Deci arată oraș european, cu adevărat. Da. Stimați telespectatori, tot ceea ce ne spune astăzi inginerul Mircea Gutău, primarul nostru, un primar de aur, și am să vă spun imediat, Uh, înainte de a-l invita aici, m-am gândit măi, când să mă duc să-l invit personal. Și m -am, de săptămâna trecută, de dimineață, la prima oră, și portarul de la primărie, fost elev de-al meu, îmi spune, domnul director, domn profesor, nu-l găsiți. A fost aici, a trasat câteva sargini, s-a urcat în mașină și a plecat pe teren. Iată ce înseamnă cum se cunoaște un primar, ziua bună să cunoaște de la început. Mai mult de atât, stimații mei, am luat un interviu și am participat la o ședință, la o slujbă religioasă în, în memoria Marelui Sfânt Anton, Sfântul Anton de la Biserica Catolică. Când am ieșit de acolo, în capul parcului, domnul primar, Împreună cu soția, traversau uh, artera principală, uh, piața, uh, cum îi spuneam noi, vulcenii, pe vremuri, la Coana Mița, pe terasă, și se îndrepta în partea de jos a orașului. Toți după bancă, dar, stimațiele spectatori, vă spun cu mâna pe inimă: n-a existat unul să nu întoarcă capul și să spună: uite pe primarul nostru, își mai găsește timp săracul să se ocupe și de. Persoană și de familia domniei sale. Asta înseamnă activitatea unei primari. Și vă spune cineva, stimați telespectatori, care la o vârstă înaintată de aproape 80 de ani, am prins foarte, foarte mulți primari. Iată ce înseamnă un caracter. Niciodată n-am spus, nu l-am auzit pe inginerul Mircea Gutău primarul nostru să spună ăla n-a făcut nimic sau ăla dacă a făcut, n-a făcut așa, n-a făcut așa. A spus și astăzi în fața noastră toți primarii și le mulțumesc pentru că fiecare și-au adus contribuția cât au putut la realizarea unor obiective principale ale municipiului Râmnicu-Vâlcea. Domnule de primar, vă mulțumesc pentru că încă o dată ați demonstrat caracterul dumneavoastră conștiinciozitatea și harul acesta pe care îl aveți. Și v-aș vrea să vă mai spun și altceva, nu i-am spus o domnul primar, dar eu spun acum în fața dumneavoastră, stimați telespectatori, în fața râmnicelilor, pe unde mă duc în peregrinările mele și nu sunt puține, atât în țară cât și în străinătate, toată lumea mă întreabă, măi neadinescule, măi nene profesore, măi nene Nicule, ce se întâmplă la, la miracolul de la Râmnicu Vâlcea? Este curat am trecut spre stațiuni, prin stațiuni, prin oraș, ne-am oprit acolo, curățenie, flori peste tot, ordine, disciplină, construcții noi. Și am spus, domnule, avem un primar deosebit care împreună cu salariații primăriei, cu consilierii locali, au adus râmnicul la un nivel într-adevăr european. Încă o dată vă rog să primiți felicitările mele ca decan de vârstă al presei Vâlcene. Mulțumesc, Domnul primar, iată Râmnicu, așa cum a spus dumneavoastră, din anale 1388, din timpul lui Mircea cel Bătrân. Au trecut 632 de ani. Dumneavoastră ați dat un simbol, ați dat un un har, ați dat un ați acordat o satisfacție deosebită tuturor râmnicelor, pentru că în fiecare etapă prin care a trecut râmnicul, ați dat într-adevăr o atmosferă, ați creat o atmosferă deosebit de valoroasă, festivă. Cum de v-ați gândit la acest lucru? Pentru că eu care v-am urmărit în numele presei și ca dascăl în vârstă, mi-am dat seama că aveți o capacitate de a face o legătură extraordinară între trecut, prezent și să asigurați generații viitoare o continuitate. Să știți că această legătură nu se poate face decât dacă ții cont de părerile vâlcenilor. În permanență am întâlniri cu cetățenii pe cartiere, pe zone, în permanență sunt în mijlocul cetățenilor și chiar dacă discuțiile nu sunt exacte strict pe un anumit subiect, dar din ceea ce discuți, de la unul trage o idee, de la altul trage alte idei, afli foarte clar ceea ce vor vâlcenii. Este extraordinar de important ca primar să încerci să, să faci foarte mult din dorințele oamenilor. Asta nu înseamnă că neapărat faci tot ceea ce vor oamenii, dar important ca ceea ce primești, informația pe care o primești, să o treci prin filtru gândire, să o discuți într-un grup de oameni cu care te sfătuiești și vreau să vă spun că am... Doi viceprimari senzaționale, am o echipă de consilieri locale, echipa de consilieri uh, locali. nu de-apărat doar ai Partidului Ecologist Român, partid în care fac parte, dar și ceilalți cu care mă consult, cu care uh, ne ascultăm păsurile, ne ascultăm părerile și uh, facem acest, uh, am făcut acest program de dezvoltare al orașului. În acest mandat vreau să vă spun că... Uh. S-au făcut investiții formidabile. Uh, și vreau să vă, dau, să vă spun un lucru. Bretelele care au fost uh, făcute în celălalt uh, mandat și care s-au făcut uh, datorită La pasarele PSEOL. Pe, pe 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 și da. la care, dintr-o ambiție prosească, spune eu, s-au tăiat bretelele și s-a făcut doar un simplu pot, A fost o ambiție de-a mea și un proiect de-al meu în această campanie electorală, că voi face bretele la pod așa cum a fost conceput a, cum a fost conceput acest, acest cum a fost conceput acest pasaj și aprobat tocmai în mandatul domnului Zanferescu. Deci imaginați-vă, acum 20 de ani s-a inițiat acest proiect, atunci eram consilier local și am aprobat varianta cu supra-traversare, exista și o variantă de subtraversare. Din păcate, cel care a venit după mine a șuntit acest proiect pentru că scopul acelor pasaje era tocmai pentru a fluidiza circulația. Și, ne a explicam... descongestiona axul central exact. al orașului. Și ne doream ca mașinile care vin în cu Vâlcea și care vin la Bamă să nu fie nevoite să stea, să stea la barieră. Sau cele care traversează, care vin de, pe, de în Goran, zona Goran, din București, trebuiau să stea foarte mult timp la barieră. Ori făcându-se acest pod peste, peste calea ferată, ce am făcut? Am adus mașinile în partea aceasta e calea ferată, mergeam pe Maior Vepopescu și așteptam la barieră la 11 iunie ca să mergem la bamă. Deci o prostie de neimaginat. Uh, tirurile care veneau din exterior se opreau direct la bamă, acum le-am băgat în oraș, le băgam în oraș, vedeau pe, Mihai, Maior Vepopescu și se întorceau înapoi uh, la bamă. Atunci am, uh, am avut această ambiție să fac aceste bretele, chiar dacă s-au făcut cu costuri suplimentare. Pentru de ce spun s-au costuri suplimentare. A fost nevoie ca aceste bretele să te legi de podul respectiv și nu mai puteai să te legi contact direct. Pentru că dacă se respecta proiectul, erau niște grinzi de formă de L în care partea de ridicare a bretelei se sprijinea pe acea parte. Acum a fost nevoie să mai punem doi stâlpi imensi care se sprijine capul, de capătul bretelei. Asta a dus la niște costuri suplimentare de miliarde de lei. Eu cred că odată și odată cineva va trebui să se ia la întrebare pe cei care au făcut o astfel de gafă. Dar, lăsând la o parte, vreau să vă spun că am continuat și am avut această ambiție să finalizez bretele. Nimeni nu credea în campanie electorală, spunea că doar este o poveste. Le-am terminat cu patru luni înainte de termen, unic în istoria, în istoria României, dacă vreți, da. într-o lucrare de așa și de infrastructură să termin lucrarea cu patru luni mai repede. Am și accesat fonduri europene pentru, acea bretea, pentru acele bretele și am făcut și uitați acest lucru se vede în momentul de față. Fluidizarea circulațiilor se simte efectiv și răuvoitorii. Trebuie să recunoască că acum din capătul ostrovenilor până în centru faci patru minute. Nu mai stai la nicio barieră. Vii din cap de exact de pe bulevardul de Brădulescu până de la primărie faci patru minute. Am Colegi care stau pe bulevar și atât fac până în, până în centrul orașului, 4 minute. Ori acest lucru este cu adevărat un lucru care a dus la creșterea confortului cetățenilor. O lucru, același lucru a fost și cu uh, proiectul în zona centrală. Știți că în zona centrală a fost un proiect care a fost uh, inițiat și varianta a fost aprobată de uh, domnul primar uh, uh, frâncu, Da, Da? Cei care au venit după dumnealui au blocat, efectiv s-a blocat activitatea, iar în perioada, în perioada în care eu am câștigat mandatul, era o groapă în centrul orașului. Lumea era exasperată. Lumea a spus că nu se va termina o dată, Calea Lutrean blocată, atenție, Calea Lutrean blocată, și o groapă în care nimeni nu avea nicio speranță că se va termina. Eu când am spus că în trei luni de zile voi, da, voi deschide Calea treian. Toți au spus că sunt nebun, toți au spus că este imposibil să fac acest lucru. Și m-am ținut de premisiune, am terminat primata, am luat etapizat și am finalizat primata pasajul, pasajul de trecere și am dat drumul la Caleul Treian. Iar după aceea am continuat cu parcarea efectivă. Și uitați că am reușit să finalizez și acest, acest lucru formidabil, pentru care toți mă apreciază cei care vin în Râmnic și văd ce frumos este, avem parcare cu două nivele, avem acel trecer pasaj subteran, scări, lifturi, un lucru care arată civilizație. Dar asta a fost pentru că am fost un om deschis și sunt un om deschis și am considerat că tot ceea ce este bun pentru Râmnic nu trebuie să, trebuie să duc în continuare și să finalizez. Eu nu am fost primarul care să vin și să spun nu, asta a fost început de frâncul, stop, o las baltă acolo și să arăt cu degetul Uitați cum arată. Nu, am continuat pentru că am considerat că este un lucru bun. Pentru râmniceni. Și am urgentat și am făcut în câteva luni, chiar dacă am avut de caz în acea perioadă, toți mă, mă filmau. Mă... Așa, am finalizat. Vă intenționați. Proiect, am finalizat acel proiect într-un timp record. Și am spus doar două din proiecte. Să vă mai aduc aminte doar că piața centrală nu era finalizată și era o aglomerație. Piața, oamenii mergeau și făceau cumpărături în piața Simian. Era un haos total. Am urgentat și în două luni de zile, în trei luni de zile, a fost finalizată și piața centrală, care este un model de piață trebuie să recunoaște că este un model de piață, o parcare în care poți merge, îți lași mașina 30 de minute, faci cumpărăturile, nu plătești nimic, îți faci cumpărăturile, te sui în mașină și pleci civilizat. Sunt trei, am spus doar trei lucruri. Mi-ar trebui să vorbesc, fără exagerare, 24 de ore cu proiectele care s-au făcut și cu lucrările formidabile care s-au făcut în investițiile care s-au făcut în Râmnic, proiectele care s-au făcut în învățământ, școli, grădinițe, săli de sport, uh, infrastructură, uh, este, este, o nebunie aici. Să nu vă mai spun de târgul de, la, de săptămână. Știți, era un, o mizerie de târg de săptămână în care numai corturi erau, e ceva de nedescris. Avem cel mai frumos târg din țară. Deci, târgul de săptămână de la, uh, de la Răburen este cel mai frumos din țară, modern, făcut de la A la Z de Mircea Gutău în acest mandat. Să vă bazinul de not, care s-a făcut o bazin de de apă sărată, care este făcut la, la strand. Strandul, cum arată acum în momentul de față. Singurul proiect care a fost preluat de la cel blocat, de la fostă administrație, și anume acea, acel bazin mare care este lângă strand, este un proiect la care s-au pierdut fondurile europene pentru că nu a fost făcut cum trebuie de fost administrație și l-am preluat blocat, nu s-a mai putut accesa fonduri europene, proiectul, un proiect greșit, da? Acum am făcut toate procedurile din instanță, ne-am judecat, iar acum am lansat spre licitație și a câștigat licitație o firmă din Sibiu, o firmă specialistă în, în spații de agrement, să-mi găsească, să-mi facă o gândire, mai multe variante, pentru modelizarea acestui spațiu și pentru finalizarea acestui bazin. Că va fi bazin, că va fi un spațiu în care vor exista 5, 6, 7 locuri de joacă pentru copii pe diferite vârste. Important să-i dăm utilitate, important ca acea clădire să nu rămână părăsită. Deci, uh, sunt doar câteva din proiecte. Sala de sport, că sunteți un profesor care a fost foarte mult legat de sport și a făcut o viață întreagă sport. Sala de sport de la liceul Saitar. Visau săraci oameni de 20 de ani în sala de Uitați că luna viitoare vom inaugura această sală, acea sală de sport. Am făcut proiectul. Atenție, proiectul este gata, făcut, s-a scos la licitație, din păcate n-a venit nimeni la licitație și l-a mai scos odată. Este vorba, vom face o sală de sport ultramodernă pe fondul proprii la școala generală numărul 4. O sală de sport care va fi jumătate îngropată în pământ și tocmai partea de sus scoasă în exterior, în așa fel încât să se încadreze în arhitectura, arhitectura zonei respective. Deci s-a scos, s-a proiectat și s vom scoate la licitație modelizarea sălei de sport de la Mircea cel Bătrân. Este o sală care a fost în litigiu. Nu știam ce, a cui, a inspectoratul, a nu știu cui, a, a clubului sportiv, a noastră. S-a definitivat foarte clar cine este proprietarul. Am putut scoate spre proiectare. Proiectul este gata, urmează să scoate la licitație. Avem o investiție foarte, foarte frumoasă și chiar uh, sunt convins și îmi permit să vă invit de acum la inaugurarea serii de festivități. Voi fi prezent. de festivități de la uh, Colegiul Mircea cel Bătrân. Uh, mai ales arăta, e cel mai frumos cadou pentru că împlinește am, 100, de am ani, de am ani, 100 de ani am, am 100, de, ani și mea ce ne va permite situația uh, să termine cu pandemia se va face inaugurarea acelei săli care este ultramodernă se lucrează intens, sper că într-o lună, o lună și o jumătate uh, maxim o lună și o jumătate va fi gata, plus fațada, plus holul de intrare, plus curtea din, din față, toate sunt modernizate de primăria municipiului Râmnicu Vâlcea și este o mândrie pentru noi, pentru cei care locuim în municipiul Râmnicu Vâlcea și sunt convins că este o mândrie și pentru cei care lucrează în inspectoratul de învățământ, pentru că, indiferent de curatura politică, eu în permanență am curvat excelent cu inspectoratul de învățământ. Și chiar în momentul de față, mulți spuneau, domnule, vine o doamnă de la PNL și nu vezi, am o colaborare până în momentul de față excelentă excelentă. Deci și n cu simut cont de culoarea nu, politică. Și cu fosta conducere e vorba doar de respect și eu cred că orice da. om normal înțelege că trebuie să colaboreze pentru ca lucrurile să meargă bine în, în municipiu. Am colaborat foarte bine cu doamna Bica, colaborez foarte bine cu doamna Andreanu. Că până la urmă nu fac ceea ce fac în, în școli, nu fac pentru, nu face pentru Mircea Gutău, nu fac pentru Mircea Gutău, nu fac nici pentru doamna Andreanu, o fac pentru uh, copiii și elevii din municipiul Râmnicu Vâlcea. Iar ceea ce se întâmplă în școlile din Râmnică este de invidiat, fără lipsă de modestie, Da, Dacă vă uitați la grădinița din Ostroveni, grădinița Ostroveni 2, s-a făcut de la cap la zero, de la zero la de la cap la coadă, toată grădința arată impecabilă. S-a făcut un teren de sport, s-a făcut un teren în curte, un teren în exterior, un parc și acum lucrăm la un teren de fotbal în prejur. Avem uh, făcută, renovată complet, avem uh, grădința uh, Nord-2, mai avem puțin, în două săptămâni vom și acea grădință va fi finalizată de la cap la coadă. Avem construim o grădință pe care o vom inaugura într-o lună și jumătate în Ostrovenie, în spatele locuințelor sociale. Uh, Impecabilă, arată o, o grădiniță care uh, vine cu un principiu nou și un model o, de proiectare nou, în sensul că fiecare grupă are uh, baia proprie. Deci nu mai este copilul pe hol să meargă la baie. Fiecare uh, clasă are baie proprie. Ceea ce este un lucru formidabil. Eu consider da. că este un lucru formidabil. Cred că este unicat în țară. Exact. În Mai avem grădința numărul 14 care se lucrează în nord, altă grădință de la A la Z și uh, cu siguranță va fi gata. Iar pentru în domeniul investițiilor, avem proiecte formidabile. Avem, uh, de exemplu, vom construi două bazine din not, tot vorbim de sport, unul în nord, în curtea liceului energetic și una va fi în uh, interiorul strandului. Iar parcarea din exterior va fi folosită ca parcare, pentru că noi suntem obligați să dăm uh, Ministerul Dezvoltării terenul. Nu găseam nicăieri în Ostroveni 2600 metri cât era necesar să dăm terenul pentru parcare și sală. Și atunci am făcut un artificiu, am dat un teren din curte uh, pentru sala propriu-zis, iar parcarea din exterior să fie folosită ca parcare pentru cei care vin la bazinul de not. Bineînțeles că acea parcare poate fi folosită și ca parcare pentru cei care vin vara la strand bineînțeles, da. Deci o zonă formidabilă și eu sunt uh, convins că va avea un efect fabulos pentru copiii din municipiul Râmnicul Vâlcea, pentru că eu nu pot uita că mi-am dus copiii să învețe să noarte, la Pitești. <laughs> poate ați făcut da, da. Uh, și alți părinți din Vâlcea, au, au procedat la fel, pentru că nu, nu a Dar mulți bazin, părinți au exact, procedat așa, da. Și, or, uh, asta tot uh, din discuțiile pe care le-am avut cu cetățenii și întrebându-i ce ar mai dori să se facă în, în, în cu Vâlcea. Uh, la investiție, de exemplu, să nu uităm investiția molo, fantastic Molu, care s-a făcut al doilea mol, extraordinar de frumos, și i-am obligat pe impuzul respectiv, planul va de zonă, ca cei care construiesc Molu, atenție, să ne predea nou acel drum care este paralel cu râul, cu Oitul și care este pe o, pe o lungime de 900 de metri. Nu e puțin să faci un astfel de drum asfaltat, tot să-l predai administrației publice locale gratis. Același lucru l-am impus și celor care au terenul din spate și sunt obligați prima dată, până a începe investiția, să mai facă o astfel de stradă pe, încă, pe, pe, pe distanță de aproape un kilometru și ajungem în spatele herbilului de la apele române cu drum cu patru benzi. Iar de acolo deja am scos la licitație, se lucrează intens, se face un puz, platonul Branise de zonă și vom continua cu această stradă cu patru benzi pe lângă Balta din Nord. Da? și vom ajunge undeva în capul străzii Republice. E, e, calea ferată și în capul străzii Republice. Vom face o supra și vom avea, deci imaginați-vă din Ostrovenia, ai pe patru benzi care ajungi până la spitalul din nord și în spital o e spre Sibiu în dreapta, în stânga spre centru. Sunt proiecte de amvergură, la care poate unii nici n-au visat. Dar Așa am este. oameni care se gândesc pentru, și chiar am câțiva oameni care mă sfătuiesc, Uh, și acest uh, proiect va fi fabulos și deja va fi proiect pe care îl voi lansa pentru următorul mandat, așa cum am un proiect pe care deja l-am început, și anume uh, vom mai face o o breta de legătură de la firma Boromir, de unde, fa de unde fac cozonace, pe uh, drumul Gări, în capăt, uh, se face o stradă paralelă cu Calea Ferată, care va ajunge până la Dedeman, în Roaș, și vom da valoare tuturor terenurilor, sute de hectare care sunt în zona respectivă, pentru investiții deja s-a scos pe proiectare și execuție și vom avea licitația, în, se face SFO-ul, dar maxim două luni vom avea licitația, ca acele, acea trecere peste calea ferată din fața firmei Boromir să fie făcute, sunt trei căi ferate acolo, una lângă alta, să fie făcută cu dale elastice, așa cum am făcut toate trecerile de cale ferată din municipiu. Suntem singurul municipiu din țară care avem absolut toate trecerile peste calea ferată făcute cu dale elastice. Știți, la 11 iulie da, când treceai, da, da, exact. dădeai cu capul în parbriz, așa tremura mașina. Acum mergi cu 90 la o, oră sau cu 100 la, la oră. Trecea mai ales că eu când vin aici la la, exact. emisie, la televiziune, trec pe acolo, asta e drumul meu. Și știu cum, nu se simte absolut nimic, pentru că ai merge pe de asfalt. Exact. Trecea pe Mihai Minescu, uh, trecerea care s-a făcut uh, la, la sala sportului. Să nu mai spunem de, de investiție și cred că este un lucru formidabil care l-a reușit. Nici eu nu credeam că voi reuși un astfel de, de, de succes formidabil. Și anume echipa de handbal care a ajuns din nou să fie pe cele mai înalte trepte, să fie să câștige cupa să câștige Cupa României la handbal, să fie campioană și de acest an să termine pe locul întâi. Și să se vorbească mereu, peste -se, tot. Peste, peste tot, tot, tot în lume. Și se la nivel național și internațional. Exact, Aici am reușit să facă, nu Mircea Gutău a făcut echipa, nu Mircea Gutău a luptat sau a pus jucătoarele -ați ați avut inițiativa. Să dar eu am avut inițiativa. Să am reușit să fac o echipă formidabilă în conducere, începând de la antrenor, președintei club, președinte de, de secției tot nucleul respectiv care muncește la sport. Plus colectivul de jucători. colectiv, jucători. Este un, este un nucleu formidabil. Da. Ei au știut, nu m-am băgat niciodată, mi-a dus jucătoarea aia sau jucătoarea sau baci pe cutare în teren sau pe cealaltă. Niciodată. Eu am fost cel care am stat în spate și mi-am dorit să, ca, această, ca această echipă să fie în primele trei. Chiar așa a fost obiectivul. O meu. continuare el... a olichimului, exact. dar și la alt, alt nivel. și au devenit la același nivel. Și aici are un merit deosebit și domnul Berbecaru, care l-am ținut ca un sfătuitor al echipei de handball, domnul Vergeanu, formidabil, Marius Ciuca, antrenorul, domnul care, este, deosebit. care este formidabil și chiar cât voi fi eu în Vâlcea, mi-aș dori să fie antrenorul echipei, pentru că este un formidabil care a știut să, să, lucreze cu echipa, a știut, e un om cu foarte mult bun simț, cum să vă spun, un om așa pe sufletul meu. Da, da. Aveam un reprezentant al Consiliului Local, Gabi Băjan, care și-a făcut și-a sacrificat foarte mult timp pentru această echipă. Ori acest lucru nu poate decât să, să mă bucure. În acest timp eu m ați bătut și mulțumesc celor care m-au sprijinit. Și am preluat uh, Sala Sportului de Ministerul Tutentului și Sportului. Da, vreau să vă am felicit, dar -o, o să discutăm în... Uh... Și dacă tot vorbesc de această da. realizare, că am reușit să preiau de la Ministerul Tetru și sportul, Cea sala mai Sportului Sala Sportului, vreau să vă spun că am și reușit să fac uh, arenele ani și să le inaugurez, da. o clădire ultramodernă unde am mutat direcția de depozit și tax locale la parter, iar la ultimul etaj este... Uh, la ultimul etaj este direcția de sport. Uh, din păcate... Din păcate pentru mine, eu așa am construit acolo sus, la ultimul etaj, am construit o sală mare, o sală foarte frumoasă și mi-am dorit foarte mult și am promis acest lucru că îl dau uh, oamenilor de cultură. Pentru ședințe. Uh, pentru, pe, da. pentru, ședințe, pentru întâlniri chiar permanent. Da, După da, da. au venit și s-au rugat să-i lasă în centru, în actualul spațiu, pentru că le este e un vorba pic cam greu. E de al exact, de le este, greu meargă, da. le este greu să meargă, este greu să meargă pe acolo. Cu toate că uh, eu cred că era foarte bine să fie mers acolo, este lift uh, și o condiție excelentă. Dar cu siguranță, ori de câte ori vor avea nevoie să facă o ședință și chiar o să invită uh, zilele următoare să 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 vadă sala respectivă, care este superbă și este la ultimă etaj, cu vedere fantastică. Și eu cred că oamenii de, de, cultură din Râmnicu Vâlcea merită o astfel de recunoștință din partea administrației locale, pentru că altceva decât să... Eu cred că e un gest de, de bun simț față de oameni care ne-au fost dascăl, care da. de la care am avut de învățat. Da. Iată, stimații mei, ce ar mai trebui să spun eu un plus, l-am lăsat pe domnul primar să vă expună realizările de până acum, obiectivele pentru viitor, bineînțeles că în urma discuțiilor pe care le vom purta o să mai rezolvăm și alte lucruri extrem de interesante. Stimații mei, aș vrea să vă spun, iată, obiectivele pe care și le-a propus referitor la probleme de învățământ, la liceul la Colegiul Național Mircea cel Bătrân. Am plinit 100 de ani. Sunt convins că în momentul când se dă drumul la această chingă care totuși strânge atmosfera și ne, ne rezervă un drept de al nostru de a, ne, de a să ne manifestăm plenar în perioada următoare, va fi ceva deosebit și sunt convins că domnul Mircea Gutău, domnul primar, va fi lângă noi. Ne-au mai făcut și la emisiunea eu. extraordinar. Da, Iată, stimații mei, Colegiul Național Alexandru Lahovari va împlini în anul următor, în 2021, 130 de ani de la, de la înființare. Iată o, o, un număr de ani impresionant. Domnul Mircea Gutos, sunt convins că va, da ace, ace, va crea aceeași atmosferă de mare sărbătoare pentru elevii, pentru cadre didactice, dar pentru unitatea respectivă, care este un simbol al învățământului românesc. De asemenea, stimații mei, și cu această ocazie vreau să-i reamintesc lui domnul Mircea Gutău, școala numărul 3, școala Spiru Haret, împlinește în această vară 110 ani de la înființare, de când marele Spiru Haret, ministrul învățământului, instrucțiunii publice, cum se numea atunci, a tăiat pat panglica inaugurală însoțit de cine cred estimați mei de marele uh, Ion Luca Caragiale, care era revizor școlar ca așa se numea atunci. Deci în 1900 10. Deci 110 ani. Sunt convins că cu îmbunătățirile care le-a făcut până acum primăria în frunte cu domnul primar, cei care se duc înspre Olănești să-și arunce privirea în partea stângă a acestei școli să vadă ce înseamnă, ce înseamnă o realizare. De asemenea a amintit domnul primar de hala centrală, 110 ani, 1910 când s-a tăiat panglica inaugurală. Cine credeți că venea și admira uh, această clădire și a doua clădire actuala uh, poștă din colțul bulevardului, Marele Nicolae Iorga. Sunt lucruri pe care generația actuală trebuie să le cunoască. Iar acest minunat om, primarul nostru de față aici, în platoul televiziunii, uh, vrea să nu să se laude, dar vrea să spună actualei generații și celor care vor veni după noi, obiectivele pe care le-a realizat pentru binele nostru, pentru binele obștei, pentru binele dumneavoastră, stimații mei. Sunt lucruri extrem de interesante pe care noi nu avem dreptul să le uităm și nu le vom uita niciodată. Din, pe aceste motive, nici eu nu l-am oprit deloc cum fac alți colegi de-ai mei, să intervină cu lucruri care nici nu erau născuți atunci și vorbesc ce nu trebuie. Deci, iată, obiective, obiective, obiective. Vreau, Vreau să vă felicit, stimate domnule primar, pentru că ați îmbinat trecutul cu prezentul, dar ați îmbunătățit anumite lucruri extrem de interesante care se cereau, erau de strictă necesitate pentru locuitorii râmnicului. Dacă tot ați vorbit de școala generală numărul 3, care este în subordinea uh, liceului grupului școlar Pleșoianu, vreau să că chiar astăzi. Am fost împreună cu doamna viceprimar și un inspector de zonă uh, la acel uh, uh, grup școlar și am intrat uh, începând de mâine. Uh, vom intra de începând de mâine la o modernizare, uh, cel puțin uh, nouă săl de clasă, dacă nu mă șel uh, Va fi schimbat în de parchetul, uh, tocăria vopsit de jur împrejur, va fi dată la îmbriurile și va fi modelizat în așa fel încât să arate cu adevărat o școală europeană. Este o școală în care nu s-a investit foarte mult, mă refer la grupul școlar Preșoianu, cu toate că la acea, în acest mandat la acea școală am făcut sala de sport, era o sală în care era umflat parchetul și tu se mai putea intra în sală. Da s-a făcut un trenaj de jur în s-a schimbat parcă tot... intrase cineva pe supapazat. Exact. Exact. S-a schimbat totul și chiar am întrebat astăzi conducerea școlii și a spus că arată impecabil sala, am făcut și un teren de sport în curtea școlii care da, din nou da, arată da, cu da, gazon este. artificial, arată impecabil. Iar acum le promit și pe această cale că vom, nu vom ieși din această școală decât atunci când va fi cu adevărat modernizată. Vreau să apreciez faptul totuși că la școală i-am găsit pe profesori, pe cadrele didactice, pe maștri, pe ingineri care sunt, lucrează acolo, care lucrau efectiv la curățatul geamului, la scos parchetul, la uh, lucruri care le făceau în regie proprie. Mai rar vezi oameni care să aplice și, și asupra lucrurilor acestea care se fac uh, munca fizică, cum se spune. Și, uh, încă o dată vreau să le spun că vom modeliza toate cele nouă săli de clasă, în așa fel încât când vom merge din nou acolo să nu mai cunoaștem cum este. Da. Simăte, domnule primar, ce ne puteți spune de <coughs> uh, complexul de clădiri care a găzduit uh, mulți ani de zile liceul de chimie și poate ne spuneți ceva și de clădirea în care a funcționat școala militară, școala de ofițer pe vremuri, cum îi spuneam noi, pentru că este într-un hal fără de hal, într-o decădere fizică fantastică. M-am dus cu un coleg de-al meu, cameraman, să fac câteva, să iau câteva cadre și să iau câteva interviuri la niște, la colegi de-ai mei, profesori, care predau la Facultatea de Limba și Literatura Română, care aparține de Pitești. Iar portarul mi-a spus, domnule profesor, să merg mergeți mai pe mijlocul alei, pentru că vin gardurile, o să cadă și să nu, să nu dea peste dumneavoastră. De la această... Știu că aveți multe noutăți de și exact. multe proiecte. De la această imagine a felului cum arată fosta unitate militară de la Vrădești, cum de este la vrădești, da. am plecat și eu. Am plecat de la începutul mandatului, atunci când am văzut că acea unitate militară este dată în administrarea Universității de Stat din Pitești, am purtat discuții cu decanul și cu rectorul universității respective. Bineînțeles că, ca orice universitate, ei nu dispun de fonduri încât să refacă colosul respectiv. Da. După discuțiile pe care le-am avut, ei mi-au spus că ar fi extraordinar de interesați să aibă un spațiu undeva în zona mai centrală a Râmnicului, pentru că facultatea, centrele de, de facultate sunt în general în zone mai, mai centrale, în orice oraș universitar. Și atunci, în paralel, am făcut o analiză a liceilor din Râmnic, a gradului de ocupare al liceilor și am descoperit că gradul de ocupare al liceilor nu depășea la unele licei 30%, la unele era chiar 26%, gradul de ocupare al liceului. Și ca un om gospodar, care căruia nu-i place să arunce bade pe fereastră, am făcut o analiză și am realizat că la liceul Olchim, acolo unde Gradul de ocupare era foarte mic, unde plăteam căldură foarte mare, apă foarte mult, era liceu, personalului? E, da. da. Alt liceu era liceul Mecanic 2, din, unde gradul de ocupare era foarte mic, în stânga era liceul pedagogic, pedagogic fruntea liceilor, da. și în dreapta era un liceu care era în partea de jos, cu grad de ocupare foarte mic. A luat această decizie, care la momentul respectiv a fost foarte contestată, și anume de a uh, duce eleve de la cele două licee să le împărțim în, uh, la celelalte licei, la general Maghero, la Pleșuianu. La Niciun cadru didactic n-a fost dat afară, a fost redistribuit la alt liceu. Toți și-au păstrat, locurile, și -au de păstrat muncă. locurile de muncă, numai da. că nu erau la Olchim, erau undeva la liceu de. Da, da, sau înțelați, altă da, parte. da, da. Și am eliberat cele două spații. A fost o, o decizie, opoziția ne-a. Ne-a criticat, până la urmă s-a dovedit, ne au atacat sindicatul, ne-am judecat, s-a dovedit că toată procedura pe care am făcut-o am făcut-o făcut legal și s-a stins treaba. Deci, litigiul s-a dovedit, din, da, din că fașa. este totul făcut legal. După aceea, ce am vrut să fac cu cele două spații care mi-au rămas libere? Liceul uh, Mecanic 2, spațiul Liceului Mecanic 2, care este foarte generos, clădire foarte mare, cu sală de sport, cu ateliere, da, foarte, da, foarte da, 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 grandios chiar. Am încercat, aveam o solicitare a Liceului de Artă, care funcționa undeva lângă, pe clădire Popa Șapcă, lângă... lângă Colegiul Mircea, Cilbătrân, Mircea Cilbătrân, Cilbătrân, da. Și care nu aveau curte decât 50 de metri de curte, nu aveau sală de sport. Erau condiții improprii Vitringe, pentru copiii da. care, lucrează, care învață la un liceu de artă și care trebuie conform normelor, să aibă spații separate pentru repetiție. Unul învață la pian, trebuie să aibă o cameră separată, altul la vioară, cameră separată, izolată, fonic. Sunt și cheltuieli fabuloase. Nave unde este extins. Am transformat acest liceu mecanic 2 în liceu de artă și am început ușor, ușor spațiile să fie moderne. În momentul de față, în proporție de 70%, 80% s-au reușit acest lucru. S-a făcut sala de sport, s-a și sala de sport, s-a făcut un teren de sport în curte cu gazon artificial. Și chiar acum, ca o noutate, vreau să le spun că începând de săptămâna viitoare, după ce se termină bacalaureatul, în fața Liceului Mecanic 2, vom face un parc asemănător cu parcul de la, de la Liceul Forestier. Pe care nici nu l-am menționat, da, îl știu bine, care impecabil da. parcul, și aici sunt copaci fabuloși, niciun copac nu va fi uh, tăiat, vor fi, planta, vor fi plantate în, pe alocuri flori, vor fi plantați alți copaci, se vor face alei și vom face acel parc deschis și pentru cetățenii din zonă și uh, acces pentru cei din școală. Deci am rezolvat cu această ocazie liceul de artă. În spațiul liceului de artă, am scos la licitație, s-a câștigat licitația, se lucrează intens, pentru că e, liceul de artă nu avea autorizație de la ISU. Era un haos total acolo. Lipsea un planșeu, acoperișul ploa, era dezastru. Acum s-a făcut, făcut, un spațiu de 5 stele, într-o lună, o lună și jumătate va fi finalizat și intenționez să mut îl voi da în administrare colegiului Mircea cel Bătrân și vom muta elevii de la clasa 04 sau cum vor de fapt cum va hotărâi conducerea liceului, nu mă bag eu aici la... Dar așa am gândit eu, cei mici îi vom muta acolo, peste drum, să fie într-o curte separată, să nu îi mai deranjeze copiii mai mari. Da, așa, ușor de supravegheat. Ușor de, de supravegheat, da, cu da, niște da, birouri da. Excelente. Foarte bine, v Deci venit. un lucru foarte Excelent, excelent. Și ne-a mai rămas spațiul de la Liceul de Chimie. După ce am avut discuție cu, cu rectorul și prorectorul de la Universitatea din Pitești, am cerut să facem acest schimb. Proprietar al unității militare este... Ministerul Educației și Învățământului și unitatea militară a fost dată în administrare, Universității în Pitești. Proprietar pe Liceul de Chimie este Municipiul Vâlcea. Și atunci am făcut acest schimb prin Consiliul Local, ideea de schimb, adică procedura de începere, s-a ajuns, am luat toate, toate avizele, am ajuns la Ministerul Educației și Învățământului. Acolo s-au luat, ba, mai trebuit o hârtie, ba, mai fost un proces cu liderii sindicat. S-a terminat și acel proces, l-am câștigat toate. Când să se dea hotărârea de guvern, s-a schimbat guvernul. Și acum așteptăm de la actualul guvern, după ce lucrurile se vor liniști, pentru că mi și jenă acum se sun în, în această perioadă cu COVID-ul, să sună să, de ce o să dea această hotărâre. Dar eu sunt convins că lucrurile vor intra normal și după ce se va, se va ieși din această stare, se va da această hotărâre de guvern în, în așa fel încât Ministerul Educației și Învățământului să devină proprietar pe Liceul de Chimie și acolo să dea în administrare facultății din Pitești și acolo se poate cu adevărat încă un, un, Se va face un centru universitar, este sala de sport, clădirea este foarte generoasă, este cantină, este internat pentru studenți da, care da, poate da, fi, da, deci da. sunt condiții excelente. Da. Iar noi să preluăm cele 24 de hectare, pentru că atâta sunt la blădești, 12 hectare sunt pe partea stângă cu acele clădiri care trebuie demolate, cu excepția sedului central, restul totul trebuie demolat. Și vis-a-vis, -vis, unde a fost poligonul de tragere, pe dreapta, când se merge da, spre da, Blădești, da. unde mai sunt 12 hectare. Ar fi fabulos pentru primăria municipiului Nicu Vâlcea, pentru că aceste terenuri, în momentul de față, apar ca terenuri care sunt părăsite, abandonate. Și așa, se, așa, așa este. este. Am 10 de poze de acolo. Există o axă de dezvoltare... Au pe crescut, iertați-mă, domnul primor, au, au crescut, să au printre rosturile, exact, exact, la etajul exact. 2, 3 și așa exact. mai exact. departe. Aveți perfectă dreptate. Există o axă, Gardurile sunt prăbușite. Există o axă pe planul de, de investiție pe uh, fonduri europene, 2021-2027 uh, pentru viabilizarea zonelor abandonate. Ne-am încadrat perfect să, să luăm minimul 10 milioane de euro, minimul 10 milioane de euro, și în prima idee am dorit să construim acolo, să o viabilizăm. Ce înseamnă asta? Să facem străzi, să ducem canalizare, apă, internet, curent electric, gaz. Și pe stânga și pe dreapta. Iar după aceea, pentru dezbatere în Consiliul Local, pentru dezbatere cu oameni cu viziune de râmnic, putem să dăm o destinație celor 24 de hectare. Și sunt zeci de, de, de idei care trebuie, după o consultare cu cetățenii de municipiului din vom putea lua decizia ce destinație dăm acelor 24 de hectare. Fabulațiile care există, că nu știu ce teren, că nu știu cum se vând, sunt la... te -a copie, da, că de se dește doar te-a dormit copiii. Da, de vorbe aruncate în vânt. Exact. Vân. Este foarte ușor și arunci cu noroi, atâta timp cât tu n-ai construit, n-ai pus o cărămidă în viața ta. Deci cam asta este ideea cu cele două licei și v-am povestit un pic istoricul și gândirea pe care o am cu, cu aceste spații. Vreau totuși să vă mai spun, dacă tot vorbim de. de am vorbit foarte mult în această perioadă de investiție. Vreau să vă spun că un lucru formidabil pe care l-am făcut în acest mandat, și aici nu pot decât să mulțumesc Consiliul Județean, a făcut acel centru de permanență în, în cartierul Ostroveni. Un lucru poate care a trecut așa ușor cu vederea, pentru că ne-am mișcat formidabil, am avut fonduri și am modernizat internetul Liceului Ferdinand și l-am făcut. am făcut un bloc de patru stele tot uitați-vă ce frumos arată înăuntru din camere cu băi comune am făcut uh, apartamente și garsoniere 90 sau nu știu, 98 am dat oamenilor care sunt nevoiași cu adevărat și oamenii care au, au nevoie de un astfel de spațiu și arată impecabil. Uh, dar mai mult decât de atât în spațiul de la parter, într-o sută de metri într-un spațiu am creat un centru de permanență și acest lucru această idee a fost tocmai din uh, din pulsul cetățenilor, care tot timpul se plângeau și spuneau că merg la uh, UPU, uh, la spitalul nou și stau câte 4-5 ore pentru că este extraordinar de mare aglomerație. După ce m-am consultat cu foarte mulți medici, după ce m-am consultat cu directorul Direcției Sănătate Publică, cu, după ce m-am consultat cu directorul spitalului, uh, președintele Consiliului Județean. Am ajuns la concluzia și am cerut o analiză, uh, de această analiză a ieșit foarte clar că uh, 40-50% din cei care merg la UPU sunt cu probleme minore, care ar putea fi rezolvate în altă parte. Și atunci, făcând acest centru de excelență, împreună cu Consiliul Județean, am reușit ca pentru cartierul Ostroven și numai să asigurăm o permanență de 24 de ore din 24. Există medici, există medici de familie care lucrează de la 8 la 20 în policlinica respectivă din Ostroveni, iar de la 20 seara până la 8 dimineața funcționează acest centru de permanență. Plus sâmbăta și duminica 24 de ore din 24. Ce înseamnă asta? Foarte mulți oameni cu mici probleme nu mai merg la spital, vin aici în Ostroveni și numai cazurile deosebite se cheamă salvarea și se duc. Deci este un lucru formidabil și Vulcea este textul de încântați de această, de această realizare. Da. Iată, stimații telespectatori, câteva obiective extrem de interesante și l-aș ruga pe domnul uh, primar să se gândească dacă uh, poate să asigure fonduri pentru vopsirea gardului de la Spitalul 2, partea dinspre uh, Praporgescu. De când eram eu copil, gardul nu a fost vopsit. Eu cred că prin grija domnului primar se va rezolva și această problemă. Toată vopseaua este căzută, este roasă, este mâncată de timp, de ploi, de zăpadă. Și gardul este păcat, pentru că este un metal bun, un metal rezistent, un model aparte care nu se mai face în ziua de astăzi și este pe toată lungimea uh, spitalului. O lungime extrem de mare care separă strada Praporgescu de zona verde uh, a spitalului. Poate uh, rezolva și această, domnă prim Din păcat. Pentru că m-au rugat mulți salariați de acolo, că noi suntem în zonă și, domnul profesor, vorbiți cu domnul primar, să aveți altă trecere, îi invitați <coughs> la o emisiune, pentru că este păcat de acest Domnule care... profesor, din păcate, spitalele nu sunt administrarea primăriei municipiului. Le-am spus treaba. Și asta. trebuie să înțeleagă că eu nu pot face investiții de un leu într-un spațiu nu se poate, care nu mi da. aparține. Pentru că i mi bine curtea de conturi și te ia la întrebări și pe bună dreptate așa este. Da. Ceea ce pot face și ceea ce am încercat să fac în acest mandat, am cerut aprobarea Consiliului Județean se ne, pre ne predea nou terenul din jurul uh, spitalului județean uh, cel mare, cel nou, da. uh, și am preluat acel teren pentru hotărâre de Consiliu Județean. Am făcut proiectarea. Vreau să vă spun că bateriile chioșcului respectiv vor fi desfințate. Acum am primit proiectul definitiv pentru că durează până scos la licitație, până faci proiectarea, până iei toate avizele. În momentul de față avem și autorizația de construcție să facem cele, o baterie de chioșcuri moderne la intrare în spital, iar tot gardul de la Spitalul Județean din Nord, care și el e un gard vechi de albastru, se face un gard modern de la cap la coadă. Intenția mea este ca să scoți prin proiectare și execuție, să facă interiorul spitalului, o parcare. O parcare etajată care se permite angajaților spitalului, care sunt uh, medici, cei mai mulți sunt medici, asistenți, și care 90% vin cu mașinile. cu mașini, bineînțeles. Și atunci să aibă aceste condiții, să, poată să, să le asigurăm parcarea măcar pentru personal, să aibă parcare, iar ceilalți care vin să folosească actuala parcare, ceilalți care vin cu necazuri la, la spital. Acesta este primul pas pe care vreau să-l finalizez în mandatul următor. Este adevărat că la Spitalul 2, cunosc situația foarte bine, domnul președinte al Consiliului Județean a făcut demersuri pentru modernizarea Spitalului 2, dar această, dar această modernizare a Spitalului 2, terenul a fost predat a Agenției de Dezvoltare de la Craiova când se face pe fonduri europene, nu ai voie să intervin, să intervii în acel proiect. Așteptăm întâi să se modelizeze, că a început deja la modelizarea spitalului și după aceea, dacă ei nu vor reuși să facă și împrejmul, vă promit că vom cere să facem aceeași procedură ca la spitalul 1. Da. Ne permitem, stimații telespectatorii, ca după o scurtă pauză, să deschidem un subiect, mai bine zis, să atacăm un subiect extrem de interesant și m-au rugat oamenii de la Serviciul de Salvare din Râmnicu-Vâlcea să atacă această problemă cu domnul primar al nostru. O scurtă pauză după care vom reveni, stimații telespectatori, cu invitatul meu, inginer Mircea Gutou, primarul municipiului Râmnicu-Vâlcea.